dimineața și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. A început o săptămână foarte interesantă, o săptămână în care avem și niște sărbători care ne interesează în mod deosebit. O săptămână de decembrie, suntem în postul Crăciunului, pe 30 avem sărbătoarea Sfântului Andrei, pe 1 decembrie avem Ziua Națională a României. Astăzi este totuși luni și ne pregătim cumva sufletește, spiritual, să întâmpinăm aceste zile importante. În această dimineață, în platoul Dimineți cu Cântec, este din nou Părintele Vlad Roșu de la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou și îi spun bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută, Părinte, și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Astăzi le-am pregătit celor de acasă câteva surprize. A început perioada colindelor, așadar astăzi vom avea în această ediție și câteva colinde foarte frumoase, interpretate de Părintele Vlad Roșu alături de Ecaterina Bruckmann din Germania. O veți cunoaște mai bine astăzi pe această fetiță minunată care a adunat o mulțime de vizualizări pe YouTube. Și care a venit și cu frățiorii ei, dar am pregătit și câteva colinde în duet cu Părintele Vlad Roșu astăzi în premieră la Dimineți cu Cântec. Mă bucur că astăzi sunteți alături de noi și aș vrea să vorbim puțin despre postul Crăciunului, această perioadă pe care o parcurgem acum și ne pregătim să întâmpinăm sufletește, așa cum se cuvine, nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce este postul? Cum ar trebui să ne pregătească, cum ar trebui să ne ajute să fim demni să întâmpinăm sărbătoarea Crăciunului? De obicei, postul este o perioadă de pregătire pentru marile sărbători. Așa cum știm, de pildă, postul mare este o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Paștilor, sărbătoarea Învierii Domnului. La fel este și postul Crăciunului, un post, o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătorită la 25 decembrie. Postul are 40 de zile, o perioadă în care noi ar trebui, cred eu, mai mult să ne îngrijim de suflet decât de trup, pentru că de multe ori înțelegem prin post o perioadă de abținere de la mâncare, însă postul este mult mai mult de atât. Așa este. De cele mai multe ori credem că această perioadă este dedicată trupului și că faptul că ne reținem de la anumite produse ne ajută să și slăbim pe unele dintre doamne sau domni, da, așa consideră. Însă nu e vorba doar despre atât. E vorba despre cum ne pregătim din punct de vedere sufletește pentru întâmpinarea pruncului Iisus, cel care se naște an de an și în inimile noastre. Postul înseamnă rugăciune, înseamnă fapte bune și ce am putea să mai facem? Fără aceste lucruri, cred că postul ar fi doar o simplă dietă, așadar postul e o perioadă în care trebuie împletită cu rugăciunea, cu fapte bune, mai ales că ne abținem de la mâncare, așadar putem să facem fapte bune în jurul nostru. Asta înseamnă că de multe ori știți, nici noi nu avem prea multe, dar din puținul nostru încercăm să oferim și celorlalți. Desigur, acum o faptă bună înseamnă și a sta de vorbă cu un bătrân, pentru că vedem în jurul nostru o grămadă de bătrâni și de cele mai multe ori ei nu au nevoie de mâncare, poate au o pensie pe care o chivernisesc cum trebuie, însă au nevoie de a fi valorificați, de a vorbi cu ei, de a împărtăși cu cineva un gând. Și de aceea, dacă o putem face, desigur, cu siguranță avem un vecin mai în vârstă cu care putem să împărtășim anumite lucruri. Și asta este o faptă bună, desigur. Sunt atâtea centre pentru oameni nevoiași, sunt centre cu bătrâni sau centre cu copii abandonați. Sunt locuri unde putem merge în această perioadă și putem ajuta. Nu doar cu o vorbă bună, ci și cu o hăinuță sau cu o jucărie sau nu știu. Cred că sunt oameni care desfășoară astfel de campanii. Însă activitatea dumneavoastră în această perioadă este adresată și celor care își doresc să cânte, să învețe muzică psaltică, muzică bizantină. Desfășurați în continuare cursurile pentru copii și adulți de muzică psaltică.
Da, în continuare avem aceste cursuri care se organizează la Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București, cu binecuvântarea, desigur, a Preafericitului Părinte Patriar Daniel, care adesea ne încurajează pe noi tinerii sau clericii tineri să organizăm astfel de activități. Chiar avem și o grupă de copii care doresc anul acesta, chiar discutam cu părinții lor, ar dori să facă astfel de fapte bune, să mergem la câteva centre unde să cântăm colinde. Așadar, și asta este o faptă bună din partea copiilor și este surprinzător că astfel de lucruri nu vin doar din partea părinților, ci și din partea copiilor. Așadar, gândurile lor curate, se pare că ajung și în inimile noastre și atunci cumva ei ne motivează, ne fac să ne mișcăm în sensul acesta. O faptă bună este și din partea dumneavoastră și din partea bisericii faptul că aceste cursuri sunt gratuite pentru toți cei care își doresc să învețe muzica psaltică. Da, așa este. Cursurile sunt gratuite pentru că în viețile noastre este foarte important să împărtășim și celorlalți din ceea ce avem. Așadar, cursurile se organizează la Sfântul Spiridon în mod gratuit și cine dorește să ia parte la astfel de cursuri și cine iubește, desigur, muzica religioasă, muzica bizantină, îi așteptăm pe aceștia în fiecare joi de la ora 5:30. Desigur, avem mai multe grupe. Avem două grupe de copii și trei grupe de adulți și cine dorește să ia parte, îi așteptăm cu drag la Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București. Dar cei care locuiesc mai departe sau sunt peste granițele țării și își doresc să învețe de la dumneavoastră, cum pot proceda? Bănuiesc că se poate și în online. Desigur, am avut și astfel de solicitări și încercăm prin diferite platforme să transmitem și aceste cursuri și online pentru a veni cumva în întâmpinarea celor care nu au posibilitatea de a participa la astfel de cursuri, mai ales că știm că în diaspora românii sunt împărțiți în diferite zone și este foarte greu de multe ori să adun mai mulți români la un loc. Așadar, am încercat de anul acesta să transmitem și online. Vorbeam mai devreme despre perioada postului și despre felul în care ar trebui să ne pregătim din punct de vedere spiritual. Și acum aș vrea să vă întreb despre spovedanie. Aș vrea să cumva să-i convingem pe oameni că spovedania este importantă. În ultimii ani sau în ultima perioadă, cred că nu suficienți înțeleg importanța spovedaniei. Și cred că este doar așa un obicei, o tradiție. Da, despre spovedanie, foarte multă lume are o concepție cumva greșită, aș putea spune. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în preajma sărbătorilor, cam cu 2-3 zile înainte, toată lumea vine buluc la preot să se confeseze, să se spovedească. De multe ori preotul este pus în fața faptului că nu poate dedica acelui suflet foarte mult timp, pentru că de multe ori vin foarte multe persoane, cum spuneam, și aici nu este de vină neapărat preotul, ci credinciosul, pentru că ar trebui cumva să-și programeze lucrurile din timp. Adică, de pildă, cum avem postul Crăciunului în această perioadă, avem 40 de zile la dispoziție pentru a ne spovedi, pentru a merge la preot. Desigur, dacă voi merge la începutul postului, preotul va dedica mult mai mult timp, cumva, credinciosului și astfel sufletul acela, care probabil nu vine degeaba la spovedit, va avea șansa recuperării. Așadar, sarcina sau responsabilitatea nu este doar a preotului, ci și a credinciosului care vine la spovedit. Însă spovedania aceasta, de multe ori, a fost înțeleasă ca un chestionar auto, adică vii la preot, îți spovedești păcatele sub forma unor întrebări. Însă, de multe ori, noi, conștiința noastră știe
cu ce a greșit în trecut și cred eu că trebuie să venim cu sufletul deschis ca la un prieten. Astfel, duhovnicul, cel la care mă spovedesc, trebuie să fie ca un prieten. Nu trebuie transformată spovedania într-un monolog, ci într-un dialog continuu între suflet și suflet. Așa văd eu spovedania. Cum ne alegem duhovnicul? Acum sunt multe criterii după care ne alegem duhovnicul, pentru că așa ne alegem partenerii de viață, de pildă, după faptul că, de pildă, multă lume își alege duhovnicul după cum arată. De pildă, un om care are o înfățișoare blândă sau chiar care are o barbă lungă, de multe ori este mai de preferată decât un alt duhovnic. Însă, de cele mai multe ori, noi trebuie să ne alegem duhovnicul după cum simțim. Pentru că noi îi simțim pe cei din jurul nostru și, de asemenea, și pe duhovnic îl simțim atunci când îl întâlnim, știm că am putea să comunicăm cu el și am putea să creăm o relație cu el, pentru că e foarte importantă relația dintre ucenic și duhovnic, care este din punctul de vedere al bisericii, ar trebui să fie această legătură una de lungă durată, nu doar de scurtă durată. Mi-am rezolvat problemele, mă duc la duhovnic și am plecat. Este duhovnicul un terapeut? De cele mai multe ori da, pentru că în general oamenii vin la biserică atunci când au probleme, nu atunci când le este bine sau când au banul în buzunar, să spun așa. Vin când au probleme și tendința majoră la spovedanie este să vină să-și verse oful și nu neapărat păcatele. Și de aceea, din această perspectivă, duhovnicul trebuie să aibă ceva cunoștințe de psihoterapie sau psihologie. Este foarte important, pentru că de multe ori din acest punct se pleacă la spovedanie. Așadar, sufletul vine deschis către tine, tu trebuie să ai o strategie astfel încât să-l poți recupera, să-l poți vindeca. Sunteți și duhovnic. Și mă gândesc că multe suflete apelează la sprijinul dumneavoastră din punct de vedere duhovnicesc. Într-adevăr, duhovnicul are un rol important în viața credinciosului, pentru că îl poate sfătui, mai ales în situațiile dificile de viață, mai ales atunci când omul trece printr-o cumpănă, așa cum spuneau bunicii noștri. Spovedania ajută, dar ce mai ajută? Canonul ajută? Desigur, canonul ajută, pentru că noi, fie în viața aceasta, fie în cea viitoare, vom plăti pentru păcatele noastre. Desigur, nu trebuie uitată iubirea lui Dumnezeu, dar în viața aceasta este esențial să înțelegem de ce un duhovnic ne dă un anumit canon. Prin canon se înțelege un canon de rugăciune, că duhovnicul nu te forțează la a face nimic în afară de cele duhovnicești. Iar rugăciunea este importantă, este important să o împlinim, pentru că, de fapt, ea este convorbirea noastră cu Dumnezeu. De fapt, canonul, prin canon, se reface legătura noastră cu Dumnezeu. Bun, deci nu este o pedeapsă. Și nici nu trebuie perceput ca atare, pentru că oamenii înțeleg de multe ori atunci când merg la spovedanie că au primit un canon, este ca o pedeapsă pe care, dacă o execută, sunt iertați de păcate. Dar, de fapt, canonul este ca un medicament. Exact. Atunci când mergem la doctor, doctorul acela ne prescrie o rețetă potrivit bolii pe care o avem. La fel și duhovnicul, pentru că este o regulă a bisericii de la un sinod din anul 691, unde chiar îl compară pe duhovnic cu doctorul. Așadar, el este doctorul care ne prescrie nouă rețeta, așadar canonul de rugăciune, de regulă. Așadar, acel medicament pe care îl luăm, de fapt, este menit să ne vindece sufletul. Și vindecarea noastră nu vine decât de la Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Foarte frumos spus. Care sunt rugăciunile care ne vindecă sufletul? Acum, cred că sunt și niște psalmi care pot fi citiți atunci când ești tulburat, dar și anumite acatiste sau paraclise, sau ce recomandați?
În primul rând, eu recomand rugăciunea sinceră, pentru că atunci când vorbești cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu, este foarte important ca această convorbire să fie sinceră și directă. Și în primul rând, cred că în convorbirea aceasta ar trebui să-i mulțumim mai mult lui Dumnezeu, pentru că suntem obișnuiți să cerem și iar să cerem. Și consider că cea mai frumoasă rugăciune de cerere este rugăciunea de mulțumire. În schimb, avem anumite cărți, anumite rugăciuni care cumva vin în ajutorul nostru. Avem cărțile de rugăciune, însă de multe ori avem tendința să citim aceste rugăciuni mecanic. Așadar, revin la faptul că rugăciunea sinceră și curată este mai de folos pentru un suflet decât o rugăciune citită mecanic. Foarte frumos spune Părintele Vlad Roșu despre rugăciune. Iată, în platoul nostru este astăzi Ecaterina Bruckmann, o fetiță foarte, foarte talentată, o adolescentă deja, pe care o veți cunoaște mai bine dacă rămâneți alături de noi la Diminescu Cântec pe Etno TV. Chiar acum ne colindă.
Oameni dragi, avem o dimineață de luni pe care ne dorim să o facem mai voioasă și mai frumoasă. Am început perioada colindelor, cea mai frumoasă perioadă a anului. În această dimineață, în platoul emisiunii noastre, Părintele Vlad Roșu de la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou și tânăra Ecaterina Bruckmann, foarte talentată și vine tocmai din Germania. Mama este româncă, tatăl este neamț. Au o familie minunată, am avut bucuria de a cânta la petrecerile pe care le-au organizat chiar la botezul și la petrecerea de împlinirea vârstei de un an la surioara cea mică, la Elena. Justina este aici cu noi, poate o să vină în platou puțin mai târziu cu ceilalți frățiori. Bine ai venit, Ecaterina! Doamne ajută! Bună dimineața! Bună dimineața! Te trezești dimineața de obicei când mergi la școală în Germania? Da. Da? La ce oră intri la școală? Pe la 8? La 8. Câți frățiori ai? Hai să le spunem celor de acasă, oricum îi vor vedea. 5. 5 frățiori? Da. Cu toții sunt talentați așa ca tine? De ce ai vrut tu să faci, uite, muzică populară și să te duci în această direcție muzicală? Că aveai multe alte opțiuni, din câte știu, faci și balet. Așa? Nu știu, m-a plăcut, nu știu. Ți-a plăcut foarte tare. Mama este din Moldova, de unde? Botoșani. Din Botoșani. Da. Iar tata? Din Germania. Din Germania, da. De unde? Hai să spunem. Minden. Așa, da. Bun, ca să aducem lămuriți, să înțeleagă lumea, să vă cunoască mai bine. Oamenii te-au cunoscut însă pe YouTube cel mai și cel mai mult, acolo unde ai adunat la cântecele tale multe vizualizări, nu? Da. Colaborările au fost cu Părintele Vlad Roșu, dar cu mai cine ai mai colaborat? Grigore German. Așa. Surorile Suzana și Daciana Vlad, dacă nu mă înșel, da? Da. Bun. Ai foarte mulți prieteni în lumea asta a muzicii populare, nu? Da. Ne bucurăm. Părinte, când au început colaborările cu Ecaterina Bruckmann, cu familia Bruckmann? Colaborările au început undeva prin anul 2019, deși noi ne cunoaștem din 2018.
cu întreaga familie, atunci când eram la studii în Germania, mergeam la două biserici românești. Mergeam la parohia Bielefeld și la parohia din Bremen. Iar la parohia din Bielefeld merge Ecaterina împreună cu întreaga familie și acolo i-am cunoscut pe toți. Bine, nu erau atât de numeroși, bineînțeles, dar s-a legat o prietenie foarte frumoasă. Iar din 2019 am început să facem primele proiecte. Eu revenisem deja în România, ei erau în Germania, însă adesea vin către România cu întreaga familie pentru a face înregistrările aici la studio în România și, desigur, a filma clipurile. Astăzi am înțeles că de aici plecați direct la filmări, nu? Se vor filma niște videoclipuri noi. Da. Așa e, Cati? Câte colinde? Câte colinde noi? Cred că 7 facem astăzi. 7 colinde astăzi. Da. Multă muncă. Vom asculta imediat unul dintre colindele pe care le interpretați în duet. O să o avem în platou în curând și pe micuța Iustina Elena, dar și pe ceilalți frățiori. Rămâneți cu noi. Vă invit la locul destinat cântatului. Părintele Vlad Roșu și Ecaterina Bruckmann în duet, un colind pentru dumneavoastră. E vremea colindelor astăzi. De astăzi, de când a început postul. Să vă rog să luați din nou loc pe canapea. Mă întrebam mai devreme dacă ați ținut o evidență. Câte proiecte ați avut împreună? Nu știu exact. Cred că peste 60-70 de proiecte, cel puțin. Wow! Wow!
Înseamnă că Ecaterina, mediul online este foarte, foarte bine fructificat la tine, așa este? Da. Ai conturi de Facebook, de Instagram? Da. Da? Ai acolo oameni care te urmăresc, da, care îți scriu mesaje? Da. Sunt deja fani, nu? Primești mesaje frumoase? Da. A fost unul care ți-a plăcut în mod deosebit? Ce spun oamenii despre tine? Nu știu, îi plac ce cânt acolo, da. Că le place foarte mult cum cânti și că cântecele tale sunt foarte frumoase și că tu ești foarte frumoasă. Da. Bănuiesc că asta îți spun oamenii. Ecaterina este născută în Germania, vorbește românește, dar puțin, evident, făcând acolo școală, chiar dacă acasă încă se vorbește românește. Vorbiți acasă românește, așa-i? Da. Da. Aici are și câteva emoții, că așa este firesc la televiziune, dar ne înțelegem foarte bine. Aș vrea să ne mai cânți ceva și să-i invităm în platou și pe frații tăi. Bine. Da? Ecaterina, te invit la locul de cântat și să intre și frățiorii, să-i cunoaștem și pe ei, o parte dintre ei, pentru că cel mic nu poate intra. Ea este Elena Iustina. Wow, vai ce frumusețe! Au venit și Emily și Magdalena, dar și Anthony. Ei sunt frățiorii Ecaterinei Bruckmann și vrem să-i admirați și dumneavoastră, o familie foarte frumoasă, o familie numeroasă, dar cu activități minunate. Ne cântă chiar acum Ecaterina Bruckmann și cu frățiorii.
Florile d'albe, la câți vin, la toți le închină, florile d'albe.
atunci mână busuioc cu florile d'albe, să aibă gazda noroc cu florile d'albe. Cinci mână busuioc cu florile d'albe, să aibă gazda noroc cu florile d'albe, să aibă gazda noroc cu florile d'albe. Sunteți-n fapta bună s-o sporim, să iertăm și să iubim, sufletul să-l primenim. Cete mari de la vrednici gospodari. O măicuță peștera, ce minune ascunde-n ea, pruncul sfânt Iisus Hristos, soare-n raze luminos. Pruncul sfânt Hristos Iisus, bucurie ne-a adus. O măicuță, magii vin și păstori să-ți cântărin, îngerii cu glas duios cântă slavă lui Hristos. Dar și noi smerit cântăm, la tot omul colindăm. Deschideți inimile și primiți colindele. Așa cum am promis, ne-am ținut cuvântul și am făcut aceste duete împreună cu părintele Vlad Roșu și îi mulțumesc pe această cale. Primul colind, asta e casa cea frumoasă, este un colind ardelenesc. Așa este, este un colind, cred că din zona zonei Alba, și mă bucur tare mult că, deși nu suntem niciunul din noi din acea zonă, l-am îndrăgit încă de la prima ascultare. Așa este, cel de-al doilea colind este unul muntenesc, un colind care ne amintește de perioada copilăriei, e vremea colindelor. Cati, voi mergeți la colindat, așa cu toată familia? Da. Da? Și frățiorii tăi, am văzut că știu și ei toate colindele. Da. Da, bravo! Mă bucur tare mult că păstrați tradiția, chiar dacă sunteți locuiți în Germania. Mergeți la colindat la românii care sunt acolo? În general, da, dar, da. Și la, dar și la nemți? Sau ei sărbătoresc nu totdeauna, altfel? Dar... Da. Da. Înțeleg.
Părinte, două cuvinte aș vrea să ne spuneți și despre sărbătoarea Sfântului Andrei, care se apropie cu pași repezi, până pe 30, nici nu mai mult. Așa este. În postul Crăciunului avem trei mari sărbători. Prima este intrarea Maicii Domnului în biserică, a doua Sfântul Andrei și va urma, desigur, Sfântul Nicolae. Sărbătoarea Sfântului Andrei, așa cum știi, se serbează în fiecare an la 30 noiembrie. Este apostolul românilor pentru că, așa cum știm, Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia în zona noastră, mai precis în zona Dobrogei. Avea să fie bine primit aici pentru că mulți romani din acea, și greci desigur, din acea provincie aveau să îmbrățișeze creștinismul, deci învățătura lui Hristos. Însă Sfântul Andrei nu și-a petrecut atât de mult timp cât credem în Dobrogea de astăzi, pentru că avea să meargă ulterior până în Crimeea și de acolo va merge în Patras, unde va suferi moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X. Așadar, Sfântul Apostol Andrei va ajunge în Patras și va muri acolo, desigur, pentru numele lui Hristos. În Patras, în Grecia, există o catedrală a Sfântului Andrei, unde se păstrează parte din moaște, chiar capul Sfântului Andrei, dacă nu mă înșel. Așa este, în Patras, în locul unde a murit Sfântul Apostol Andrei, există una dintre cele mai mari catedrale din lumea ortodoxă. Acolo se află capul Sfântului Andrei, care acum ceva ani a poposit și în România, cred că de mai multe ori. Și, desigur, există un fragment chiar din crucea pe care a fost răstignit Sfântul Andrei. Crucea în formă de X, pe care o cunoaștem cu toții, pentru că este cea care semnalează când există o trecere cu calea ferată, nu? Exact, chiar o denumim Crucea Sfântului Andrei, așadar exact. Când vedem o cruce în formă de X. Exact. Ecaterina Bruckmann astăzi este invitata noastră. Eu încerc să o provoc să vorbească mai mult românește, dar are emoții și nu vreau să o încurc absolut deloc. Este foarte frumoasă în costumul moldovenesc. Să știți că pe canalul ei de YouTube există și colaje cu muzică populară, dar și o mulțime de pricezne foarte frumos interpretate de Ecaterina alături de Părintele Vlad Roșu. De asemenea, Părintele Vlad Roșu are un canal de YouTube foarte bine organizat, cu multe colinde, cu multe acatiste, cu multe rugăciuni, de folos sufletesc, evident. Vă recomand din tot sufletul să accesați cele două canale de YouTube și, de ce nu, și pe al meu. Chiar dacă n-am mai postat așa de mult, dar am acolo niște videoclipuri foarte frumoase, pe unele dintre ele chiar le puteți vedea și pe Etno TV. Mă bucur tare mult că astăzi ați venit la Dimineți cu Cântec. Ecaterina se pregătește să ne mai cânte, dar înainte avem o scurtă pauză de publicitate. Am revenit zi de luni la Dimineți cu Cântec, la Etno TV, doamnelor și domnilor, o ediție frumoasă astăzi, o ediție de suflet, în care am vorbit și despre postul Crăciunului și despre sărbătoarea Sfântului Andrei. Am și colindat cu micu mare, o avem aici pe micuța Elena Iustina. Bună dimineața! Care e un pic somnoroasă și care mai are încă un frățior. Cum se numește frățiorul, cel mai mic? Dimitrie Mihail. Ah, este încă nebotezat. Urmează botezul. Da. Ah, ce familie frumoasă, familia Bruckmann. Din Germania au venit special astăzi la matinalul nostru. Alături de noi, Părintele Vlad Roșu, de la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou. Și în luna decembrie vom avea și sărbătoarea dedicată Sfântului Spiridon, un alt sfânt la care românii au foarte mare evlavie. Așa este. Sfântul Spiridon este foarte îndrăgit de credincioși și este un sfânt care a trăit acum aproape 1700 de ani și căruia noi îi datorăm cumva explicarea învățăturii despre Sfânta Treime. Noi credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca treime, iar acum aproape 1700 de ani existau foarte multe discuții cu privire la acest
acest lucru. Și Sfântul Spiridon, observând aceste neînțelegeri, a încercat într-o formă unică să arate unitatea persoanelor Sfintei Treimi. Și la sinodul de la Nicea din 325, unde erau foarte mulți episcopi acolo, Sfântul Spiridon, văzând neînțelegerile dintre ei, a luat o cărămidă și îndată s-a petrecut o minune. În momentul în care Sfântul Spiridon a strâns cărămida în mână, apa s-a prelins printre degete, focul s-a dus în sus, iar lutul din care este alcătuită cărămida a rămas în mâinile lui, arătând că deși nu se văd cele trei elemente ale acesteia, ele de fapt sunt împreună. La fel și Sfânta Treime. Pentru că noi suntem un neam care avem o credință monoteistă și de multe ori am fost acuzați că nu avem o astfel de credință și că noi credem în trei Dumnezei, să spun așa, însă Sfântul Spiridon, prin minunea lui, a arătat acest lucru, că Sfânta Treime este unită. Sfântul Spiridon este îndrăgit și de români. Moaștele sale se găsesc unde? Moaștele lui se află în insula Corfu sau Kerchira, cum spun grecii. Inițial ele au fost la Constantinopol, după care au fost duse în Kerchira și noi la biserica noastră, Sfântul Spiridon Nou, de pe calea Șerban Vodă numărul 29 din București, avem o parte din mâna Sfântului Spiridon. Așadar, cei care doresc să se închine moaștelor sau să aducă cinstire moaștelor Sfântului Spiridon pot veni la biserica noastră. Ce frumos, este una dintre cele mai frumoase biserici din București. Foarte mulți tineri care se căsătoresc aleg această biserică pentru că este acolo niște fotografii extraordinare. Am văzut și niște clipuri video fantastice. Urmează încă un duet. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre Colind. Colindul acesta se numește Colindăm, noi colindăm. L-am făcut împreună cu Ecaterina, de fapt l-am pregătit încă de anul trecut. Este compus de una dintre surorile gemene ale folclorului maramureșan, de către Suzana. Și este un colind drag nou, pentru că atunci când Cati l-a ascultat pentru prima dată, l-a îndrăgit din prima și nu doar ea, ci și frățiorii ei. Așadar, am încercat să includem și pe ei în proiect. Ecaterina, care este colindul tău preferat? Nu, îmi plac toate. Toate colindele? Da. Dar frățiorii tăi, ei ce spun? Au un colind preferat? Când mergeți voi să colindați așa cu toată cea ta, cu ce începeți? Nu știu. Bine, te gândești și îmi spui, da? Care-i colindul? Să-mi trimiți un video de Crăciun, de ajun, când mergeți la colindat, îmi trimiți un video, promiți? Da. Da, cu voi toți. Oare vă duceți în costume populare? Sau vă îmbrăcați normal? Încă nu știu. Încă nu știi, face mama planurile. În orice caz, mama Ecaterinei s-a pregătit, are o mulțime de costume populare pentru copilași. Vin și cei mici. Vă rog să mergeți la locul de cântat. Părintele Vlad Roșu, Ecaterina Bruckmann. De fapt, aproape toată familia Bruckmann, dacă stau bine să mă gândesc. Intră imediat cei mici, o parte dintre ei, Magdalena, Emily și Anthony. Ei sunt minunații noștri invitați de astăzi și ne bucurăm să vă oferim astfel de colinde. Thank you.
biruit. Și cu dragoste curată veșnicia ne arată. Colindăm, ne colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, să cântăm, să colindăm, pe Iisus să-L laudăm. Colindăm, ne colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, bucurie va duce. Colindăm, ne colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, bucurie va duce. Nicio sărbătoare în lume nu are mai frumos nume, că nașterea lui Hristos, praznic mare luminos. Colindăm, ne colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, bucurie va duce. Mulțumim, Doamne Sfânt, că lași pace pe pământ și putem să-L prăznuim pe Iisus din Biflaim. Colindăm, ne colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, bucurie va duce. Colindăm, veste mare să purtăm. Colindăm, ne colindăm, bucurie va duce. Bravo! Mulțumim tare mult, Părintele Vlad Roșu, Ecaterina Brucman și Emily Brucman, Magdalena Brucman și Anthony Brucman. Astăzi pentru dumneavoastră din Germania au venit copiii aceștia frumoși și talentați ca să vă colinde împreună cu părintele. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă mai aștept. Și noi vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne revedem. Mulțumesc mult! Cu dragă inimă stați alături de noi pentru că avem muzică bună astăzi, avem invitații minunați. Mihaela Apostol a sosit și se pregătește să intre în platou. Vine și Ionuț Sideu pe la noi și avem de dat și niște telefoane, pentru că avem de discutat niște lucruri. Vrem să vă mai povestim una alta. Între timp vă ofer videoclipul meu de toamnă târzie. Lasă-mă să-ți spun că te iubesc. Vă iubesc!
de-acum, că dragostea nu-i pentru toată lumea. Neică inima mă îndeamnă în ceasurile serilor de toamnă să-mi amintesc de-o dragoste curată și de-o iubire cum n-a fost vreodată. Lasă-mă să-ți spun că te iubesc, lasă-mă să uit ce ne desparte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte. Să-ți spun că te iubesc, lasă-mă să uit ce ne desparte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte. Să-ți spun că te iubesc, lasă-mă să uit ce ne desparte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte. Lasă-mă să-ți spun că te iubesc, lasă-mă să uit ce ne desparte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo de moarte, mă aprinde dor când te privesc, te-aș urma și dincolo.
Ne-am trezit de-a binele, am colindat suficient pe ziua de astăzi, iar acum în platoul Dimineți cu Cântec am doi oameni frumoși, frumoși și buni cântăreți și buni de puși la suflet și la rană și tocmai buni pentru această zi de luni, ca să zâmbim și mai mult cu toată inima, să ne facem săptămâna minunată. E o săptămână plină, e o săptămână cu multe evenimente, avem Sfântul Andrei, avem Ziua Națională a României pe 1 decembrie, dar suntem pregătiți. Mihaela Apostol a venit de la Suceava, de fapt de lângă Suceava, și Ionuț Sidău, reprezentantul de seamă al Maramureșului, a venit de la Domnești. Bună dimineața, bună oameni! Dimineața, bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, dragi telespectatori! Ne bucurăm să fim la început de săptămână, să vă cântăm, să vă bucurăm ziua și să vă urăm sărbători fericite, pentru că vine Sfântul Andrei, vine Sfânta zi de zi națională a României. Așa este, să știi că este o zi sfântă până la urmă. Este ziua noastră a românilor și cu toții trebuie să trăim românește, să simțim românește, să fim mai buni și mai iertători. Ai mare dreptate, Ionuț. Îți mulțumim pentru îndemnurile frumoase. Eu ce să mai zic dacă ai zis Ionuț tot ce se putea spune mai frumos? Ești o prezență splendidă. Ești o fată frumoasă, talentată, muncitoare. Mă, îți lipsește ceva? Mulțumesc lui Dumnezeu. Raluca, poți spune cu mâna pe suflet că nu îmi lipsește nimic. Iubită, ești clar. Sunt că și iubită. Nu s-ar putea altfel. Sunt iubită de trei suflete, în primul rând, în afară de părinți, pentru că am și acei doi copilași pe care îi știi deja. Îi salutăm pot pe această să-i cale. Cer mai mult lui Dumnezeu decât să mă ajute să pot să-i cresc frumos și să le ofer tot ceea ce au nevoie, dar în primul rând educație, să fiu cât mai mult prezent în viața lor, că asta practic îmi doresc cel mai mult și mă zbat așa să fac. Ești ca o leoaică, da, când vine vorba despre familia ta? Da. Mi se pare firesc. Da. Ionuț, ce fac ai tăi cei dragi? Eu la fel fac tot posibilul să le fie bine tuturor celor din jurul meu, din familia mea, și știm cu toții că noi artiștii n-avem weekend, n-avem sărbători, muncim, depunem efort pentru a fi prezenți în fața publicului, cei care ne iubesc, care ne apreciază repertoriul și zona de unde venim. Și cu atât mai mult Etno TV, televiziunea care ne-a promovat și ne-a făcut cunoscuți, vin cu mare drag, chiar dacă mi-este greu și am făcut atât de mult de la Domnești până aici. Chiar vorbeam mai devreme, ne-a spus Ionuț așa cu foc. Doamne, a fost foarte aglomerat de dimineață, vă dați seama, este și luni, suntem și în perioada asta în care oamenii deja au început să se pregătească pentru sărbătorile de iarnă, că din timp facem toate. Sigur, dar totuși 20 de kilometri să faci 2 ore jumate... Parcă e inuman. Da. Uh-huh. Asta se datorează și celor care au administrat Bucureștiul în ultimii ani. Uh-huh. Din păcate, trebuie să o spunem și să gândim soluții pentru a optimiza odată, pentru totdeauna, situația. Fluidiza traficul acesta pentru a aduce o stare mai bună bucureștenilor, în primul rând, pentru că nu știu unde se va ajunge în condițiile astea. Uite, ne stricăm starea de dimineață și dacă ți-ai stricat starea de dimineață, e de rău. Da, dar noi venim cu drag la Etno și cântăm cu drag. Eu aduc cântecele mele de pe Valea Izei, îi salut pe toți moroșenii, pe botizenii mei dragi și le ofer toate melodiile frumoase. Îți mulțumim din suflet. O să începem cu un cântec de al Mihaelei Apostol. O rog să meargă la locul de cântat. Începem cu prezența feminină din platoul nostru, de pe banca invitaților, pe canapeaua invitaților. Am și o bancă. Ah, Mihaela Apostol ne cântă chiar acum. Și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra să vă cânt și eu o leacă. Și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra că-am venit cu vorbe bune. Și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra tare mult i-am a spune. Și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra ascultă lumii și vezi. Și-am diri-diri-diri-diri-diri-ra și din ochi să nu mă pierzi. Thank you.
diri, 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 că stau cu oamenii de treabă și am diri, 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 și ne-am așezat la masă și am diri, 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 și ne-e inima voioasă și am diri, 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 și am diri, 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 dragonii aici la voi și am diri, 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 nu m-aș duși înapoi. Cel rău din trei cuvinte și-am diri, 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 la toată lumea te vinde și-am diri, 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 și-am diri, 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 dar aici unde-am venit și-am diri, 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 nimeni nu se uită hât. Și-am diri, 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 hai și-o-mi petreci împreună. Și-am diri, 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 am un loc și-o veselie. Și-am diri, 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 până mâine nu se știe. Și-am diri, 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 și-am diri, 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 să faci și mai ce-o-mi putea. Și-am diri, 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 până mâine mai vedea. Și-am diri, 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 om petrece bucuroș. Și-am diri, 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 numai să fim sănătoși. Mihaela Apostol, doamnelor și domnilor, o invit să ia loc din nou pe canapea. Ne-am veselit deja, parcă ne-a revenit așa voioșia în inimă. După ce am vorbit despre traficul din București, aveam nevoie de ceva să ne revenim, să ne dezmeticim. Ce mă bucur că și eu am fost așa un pic supărată de dimineață, că tot o oră și ceva am făcut și eu pe drum și am crezut că o să întârzi, dar iată că n-am întârziat. Îmi place să fiu punctuală. Dar știi? Să știi că nu s-ar zice, ai așa un chip senin și da, așa da, să se trezească o doamnă dimineața frumoasă, aranjată, zâmbitoare. Așa aș vrea să fiu și eu, dacă mă vedeți dimineața când vin aici, când ajung la cabina de machiaj, aolo, zici că sunt un bozmeoaică. Să știi, Raluca, că de obicei starea mea o fac singură, nu mai aștept nimic bine de la nimeni zis, niciodată. Bine zis, da, da, și eu le spun asta celor de acasă, că foarte mult contează ce ne spunem noi. Exact. Și îmi spun, o să am o zi frumoasă, o să trec peste toate obstacolele, nu o să mă supăr pe trafic, nu o să... Exact. Câteodată funcționează, că câteodată foarte, bate. Ionuț. Da, apropo de discuția aceasta, da? Eu cred că noi artiștii avem ceva, în sensul că trebuie să ne remontăm de fiecare dată când suntem în fața camerelor și când suntem pe scenă. Indiferent cât de obosiți am fi sau cât de multe probleme am avea în viața de zi cu zi, artistul trebuie să strălucească atunci când este vorba să-și prezinte și să-și expună talentul și repertoriul. Dar noi, mai ales când venim la emisiunea ta, tu ne-ai ajutat de atâtea ori și la televiziunile unde ai lucrat înainte, iar noi am făcut niște spectacole extraordinare. Așa este. Atunci când eu eram manager la Ansamblul Artistic Ciocârlia. Nu o să uit niciodată, un manager de excepție, Ionuț Sidău, a făcut o treabă extraordinară. Mulțumesc. Atât a fost în, cât și a fost în pandemie. Chiar și în pandemie. Te rog să mergi la locul de cântat. Mulțumesc. Ionuț, plin de strălucire și astăzi și întotdeauna, așa cum îi este și grasul și cântecul, Ionuț Sidău pentru dumneavoastră. Ce te rog că le-am de brat,
glasul ce tieri mi-e drag, mă. E glasul ce tieri mi-e drag și când stau pe pat pe teag. Eu când aud strunele, măi, dorule, dor, mi se duc durerile, măi, dorule, dor. Ce te rugă lemnul tău, măi, ce te rugă lemnul tău, îi făcut de Dumnezeu. Dumnezeu și meșterul, măi, dorule, dor, ce te răț-o da glasul, măi, dorule, dor. Ce te ra când o avut, măi, ce te ra când o avut, tot mă sfârtic și mă rup. Eu când au ce era, măi, dorule, dor, mor să siu și mascula, măi, dorule, dor, mor să siu și mascula, măi, dorule, dor, și m-aș duce la mândra, măi, dorule, dor. Ionuț, îi dau, doamnelor și domnilor, și ușor, ușor, parcă ne intrăm în atmosfera de sărbătoare. Ne pregătim de Sfântul Andrei, de Ziua Națională a României, la final de săptămână. Ce să mai... numai petreceri avem, să ne mai cânte și Mihaela Apostol încă o piesă, că simt că se încinge atmosfera aici în platoul Dimineți cu Cântec. Nu suntem noi așa într-o formulă prea extinsă, că nici n-avem loc, dar știm să ne facem viața frumoasă și dimineața minunată. Mihaela Apostol. Cineva, vină bade dumneata, la joc și nu sta. Țaranească la juca, să găsați pe cineva. Vină bade dumneata, la joc și nu sta. Nu privi de la garduț, țaranească, uite așa, că la joc flaca e smult, țaranească tot așa. Nu mai pot ce să-i rotesc, țaranească, uite așa, și pe ales să îmi găsesc, țaranească tot așa. Zi dobaș, zi așa, bre! După ochii încuța mie, hopșa! Jocul eu te-am învățat, ochii-n cuțâlii să bat, topi lângă omul frumos și la joc bățos. Mânânțând pe vișinele, țărănească, uite așa, voler că să fac din ele, țărănească tot așa. Că să beau cu badița, țărănească, uite așa, să putem la joc strâga, țărănească tot așa. Nu sună strigatură, fără voler că la gură, mă! Căl pe linie să aprind și sar la pământ. Un pahar uz dacă bem, voie bună noi facem. Căl pe linie să aprind și sar la pământ. Sarit alba și catrința, țărănească, uite așa. Când mă învârtesc cu bădița, țărănească tot așa. Fără oler când nu-i joc, țărănească, uite așa. Nici scânteie fără foc, țărănească tot așa. După scuip câșa ei strună, să faci încuraj la lumii, mă! Până mâine dacă vrei să vezi ochii mei. Badi lângă dumneata, pot cânta și pot juca. Până mâine dacă vrei să vezi ochii mei. Zi scripare pe arcuș, țărănească, uite așa. La joc eu îți chiparuș, țărănească tot așa. Și le-a cântat pleiaraș, țărănească, uite așa. Din mâine să nu mă lași, țărănească tot așa. Țărănească, iuti jo! La Chișoare-mi puni foc, mă! Și la inimă doră mult! Noi joc
și iar așa. În această dimineață stau la cafea și la un pahar de vorbă cu Mihaela Apostol și cu Ionuț Sidău. Povesteam aici despre copilașilor, despre... Mihaela are o fetiță care are 7 ani și ceva și băiețelul cât are? 5 ani și aproape 6. Maria și? Antonie. Așa. Diferență de 1 an și 5 luni între ei, pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu mămică tânără, dar în același timp să crească împreună copiii mei. Și uite că Dumnezeu m-a ajutat și mi-a dat unul după altul, așa cum mi-am dorit eu. Minunat, să fie sănătoși, să-ți aducă bucurii, Doamne, să ajută, fie fericiți. Mulțumesc din suflet. Și mulțumesc. De sărbători cum faceți? Cum petreceți? Păi uite că de sărbători la noi, dacă suntem acolo în inima Bucovinei, e așa, bine, nu chiar Bucovina, noi suntem moldoveni. Bucovina începe de undeva de la 10 km de comuna noastră. Dar am foarte mulți prieteni care, uite, de exemplu, vin de la București câteva familii, vine verișoara de la Timișoara. Wow! Da, la noi așa de sărbători... Vă adunați din toată țara? Da. De Minunat. Obicei sărbătorile le fac în familie, pentru că este și ziua mamei mele, a doua zi de Crăciun, și atunci ne adunăm acasă cu frații, cu surorile, cu toată lumea. Și în rest, uite, mergem la mănăstiri... Cel puțin anul trecut, toate 3 zile de Crăciun am fost la mănăstiri, deci a fost ceva extraordinar. N-am făcut asta niciodată de Crăciun. Anul trecut am făcut-o, am experimentat-o și crede-mă că am simțit așa un har puternic. Până la urmă, simțim cu adevărat că este sărbătoare, chiar l-am avut mai devreme pe părintele Vlad Roșu invitat. Simțim că este sărbătoare dacă înțelegem semnificația ei. Adevărat, foarte adevărat, nu? Da. Și dacă păstrăm tradițiile și obiceiurile, așa datinile e. noastre, pentru că întotdeauna am simțit că vin sărbătorile atunci când am învățat colindele, da, când părinții noștri ne-au confecționat costumul popular, ne-au pregătit gubița, căciula, cioarecii și atunci când am fost duși să învățăm să jucăm și să cântăm. De aceea am un sfat mare pentru toți părinții și pentru toți profesorii să îndrume copiii, să ducă mai departe tradițiile noastre strămoșești, să învețe să cânte, să joace, să colinde, pentru că e o bucurie mare a noastră, a românilor în primul rând. Și este egală cu credința, pentru că credința noastră este deosebită și ne îndrumă la fapte bune. Mare dreptate are Ionuț Sidău astăzi, să nu uităm, să nu ne uităm credința și nici tradițiile și obiceiurile. Ne cântă chiar acum, doamnelor și domnilor, Ionuț Sidău, reprezentantul de frunte al Maramureșului. Să ajungă păcătos, măi, dorule, dor, ține-l de ură departe, măi, dorule, dor, ca să nu-și facă păcate, măi, dorule, dor. Și bine, măi, dorule, dor, nu mă ține pe pământ, măi, dorule, dor, să-i iubesc mult și urât, măi, dorule, dor. Nu-mi trebuie bani și cere, măi, dorule, dor, nu urât să-mi fac păcate, măi, dorule, dor, nopțile
bărbații dau, doamnelor și domnilor, om frumos fără păcate, zice cam acolo greu. În cântec, cam este greu, cam nu? Este cam greu așa, dar, mă rog, trebuie să... Da, oricum în cântece avem multă satiră. Absolut, dar oricum există și o sămânță de adevăr. Așa este. Dar și noi trebuie să ne abținem cât putem de la... Mai ales că, uite, suntem în Sfântul Post al Crăciunului și este foarte important să mergem la biserică, să ne rugăm la Dumnezeu, să ne ajute să trecem cu bine peste problemele care sunt în lume la ora actuală. Pentru că sunt probleme destul de grave. Iar poporul român a fost un popor și este credincios dintotdeauna, din moș strămoș, și trebuie să continuăm această tradiție. O repet, dar este totuși o tradiție strămoșească a noastră. Credința și obiceiurile și datenii. Ești un promotor al acestor valori tradiționale. Și cred că e o misiune de viață, că nu duci doar cântecul maramureșean mai departe, ci și obiceiurile, și portul, și jocul, și tot ce e mai frumos și mai sfânt. Ai dreptate. Întotdeauna mi-am dat seama, de când am început să cânt, ba mai mult de când am ajuns la Ansamblul Profesionist Ciocârlia, o instituție care m-a făcut remarcat, mi-am dat seama că reprezint o zonă extraordinar de frumoasă, Maramureșu, și că mă obligă, mă responsabilizează să fiu cât mai autentic și cât să prezint în mine și în cântecele mele moroșanul de acolo, din Maramureș. Mulțumim frumos, Ionuț Sidău. Mihaela Apostol se pregătește să ne mai dedice un cântec, Sârba din Mălin, zic bine? Da. Foarte bine. Mihaela Apostol pentru dumneavoastră. Rai, 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 rai. Poie verde, trei arini, sârba, stai din mălini. Rai, 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 rai. Că de ieși tata neu și de să jigăs și eu. Rai, 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 rai. Și-o jucăm cu pași mărunți. Rai, 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 rai. Că mălina riusiut. Rai, rai, rai. Întrecuți la veselie. Rai, 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 rai. Foc și pară la mânie. Rai, rai, rai. Rai, 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 rai. Asta-i sârba din Măleni. Rai, rai, rai. Și cu drag o joc și eu. Rai, 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 rai. Cum învăța tatăl eu. Rai, rai, rai. Hai da, măi, și hai cu sârba roată, roată, ca așa să juca odată. Rai, 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 rai. L-o făcut șai, rai, ra. După și o făcut luntă șai, rai, 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 ra. Cu ălai și lume multă șai, rai, ra. Hai da, măi, sârba, stai ușure. Bine joacă mama mea. Șai, rai, 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 ra. Convățat-o la mălin, ca aici are mulți fiind. Rai, 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 rai. Sârba, stai ușure.
eu din opin, șai, rai, 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 că din eu am zi pe ei, șai, rai, rai. O viață tot bununa, șai, rai, 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 și firnuț-o boteza, șai, rai, rai. Și-o joc și eu din opin, șai, rai, 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 că din eu am zi pe ei, șai, rai, rai. Îi mulțumesc, Mihaela Apostol, pentru prezența la matinalul nostru astăzi, la început de săptămână, și o mai așteptăm la București. Oricând are drum, este prietena noastră, este binevenită. Mihaela, îți mulțumesc din inimă și urmează să ne cânti încă ceva. Da, sigur, și eu vă mulțumesc pentru invitație și tot timpul când vin la București bat la ușa Etno, pentru că mereu am fost primită ca acasă și mă simt tare bine cu echipa voastră, cu tine, Raluca, cu toată lumea de la Etno. Mă simt ca acasă. Eu la Etno dintotdeauna am spus că sunt ca acasă și e mare lucru, să știi. Ne bucurăm din tot sufletul de astfel de invitație. Transmitem multe salutări acolo în Moldova, dar și la Suceava, la părintele Andrei Mocanu, prietenul nostru comun. Sigur că da, îl salut și eu pe această cale pe părintele Andrei Mocanu. Doamnelor și domnilor, încă o dată pentru dumneavoastră, Mihaela Apostol, ne luăm la revedere de la ea, dar rămânem cu Ionuț Deu, că mai avem de povestit și de cântat. Să petreci și să jucați, și de tătie să uitați. Să aveți și m-a pomenit, ca meninul saltele. Nici în deal și nici în vale, nu-s ca mine orice care. Că am poale de bomba, să vedeți de amul ce fac. Joacă, joacă, trup sub țări și din joc să-ți pară bine. Că din lume când te duci, apă și pământ ajungi. Și veselia, dragostea și omenia. Că știu una tare bună, am umii viața pe mână. Când petrec mai beu un gen și dorm noaptea mai puțin. Voi avea vreme destulă când o și babă bătrână. Până atunci apă păpăi, sărașelii călcăi. Și m-a pitre cu bărbatul cu modre. Uite, va de vezi în fața, așa-i să știi cum este viața. Bărbatul-i ca și mine, ni draga frăie pe lume. Când ne-o potriji noi doi, din ilinii-l facem noi. Cât ești și dacă vrei, în viață poți face rai. Și-ncă o dată mai zi una, cam își vine strigatura. Și-am să o zic, dar nu de alta, că jocul e aproape gata. Frunze verde, treia luni, ne mai veseli și mâini. Când nimic nu ni oprești, hai și-am trăit boierești. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim și despre mini-festivalul Globfest, un eveniment caritabil. Avem detaliile, vom primi chiar acum de la părintele Mihai Goșgar, de la Biserica Sfântul Dumitru Poștă din centrul vechi. Bună dimineața, părinte, Doamne ajută! Bună dimineața, doamnă, dumneavoastră, invitațiilor din platou și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Eu am fost atât de iubit de români și cine privește poate să înțeleagă de ce. Pentru că, într-adevăr, exprimă românitate, exprimă frumusețe și armonie în tot ceea ce se întâmplă în studioul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag, alături de mine este îndrăgitul interpret al cântecului maramureșean, Ionuț Sidău. Vă transmite toate salutările, să știți. Am văzut și chiar vreau să spun ceva, că tot ceea ce s-a întâmplat în minutele anterioare
A fost așa ca o anticipare a intervenției mele. L-am auzit pe domnul Sidou vorbind despre păcate, despre invitația la biserică și m-am bucurat foarte mult să-l aud. Este un prieten drag al bisericii noastre, la Asociația Umanitară Tadeu, pentru că de curând am avut un eveniment caritabil excepțional, absolut fantastic, la care domnul Sidou a luat parte. Un concert caritabil la, împreună cu ansamblul Ciocărlia, desfășurat la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, și domnul Sidou a fost unul dintre artiștii minunați care au fost în acea seară. Îi mulțumesc pe această cale și îi mulțumesc pentru prezență, pentru felul de a fi, pentru promovarea românismului și pentru cuvintele dinainte, pentru invitația de la biserică făcută de un laic. Mulțumesc mult! Doamne ajută, părinte, și eu vă mulțumesc și să vă țină Dumnezeu obiceiul să realizați în continuare pentru cei nevoiași și asemenea activități culturale, proiecte culturale importante, pentru că doar așa îi putem ajuta pe cei care sunt deficitari în multe probleme. Doamne ajută și sărbători fericite, binecuvântate vă doresc. Vă mulțumesc, doamnă Sidea. Vă felicit pentru întreaga activitate desfășurată, iar acum am să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre Globfest. Da. Globfest este un eveniment caritabil, a ajuns la a 8-a ediție. Iată, avem și un afiș foarte frumos. E un eveniment plin de bucurie, ce să mai, pentru că el e pregustat de întâlnirile pe care le au copiii și adulții în confecționarea globulețelor, decorațiunilor. E o atmosferă foarte frumoasă, o atmosferă de bucurie și generozitate, pentru că postul Crăciunului, chiar dacă este sintagma este precedată de cuvântul post, care e asimilată de unii cu greutate, cu renunțare, cu probleme, cu canoane pentru unii cei care merg la spovedit. De fapt, postul Crăciunului este o invitație la bucurie, este o chemare spre armonie, spre generozitate, pentru că generozitatea cea mai mare o oferă Fiul lui Dumnezeu, care se naște pe pământ într-o peșteră foarte smerită. Și exemplul său trebuie preluat și de noi. E un trebuie însă care nu este imperios, nu este ceva ce ar trebui să ne obosească sau să ne chinuie, ci este un trebuie precum o chemare, precum o vocație. Ceea ce facem noi, târgul caritabil sau concertele caritabile sau foarte multe evenimente pe care le facem în acest sens, nu sunt un trebuie, nu-l facem pentru că trebuie, ci pentru că am simțit chemarea și pentru că am simțit dragostea de a oferi. Așa cum spune în Sfânta Evanghelie, slujne netrebnice ce suntem, că ceea ce eram dator să facem, am făcut. Adică niciodată nu avem sentimentul că uite cât am făcut și uite ce am făcut. Nu, ci întotdeauna trăim cu sentimentul că nu am făcut destul. Așa încât târgul caritabil nu este prilej sau fondurile care, iată, scrie acolo, colectate, destinate pentru masă de Crăciun a unor familii cu situații materiale precare, nu este spre lauda noastră, ci este spre împlinirea unei datorii. Sunt foarte, foarte mulți oameni care mor de foame. Ieri am fost la o bătrână care nu avea ce să mănânce efectiv, alaltăieri o doamnă care de 3 zile nu mâncase. În Bucureștiul anului 2023, capitală europeană, situațiile sunt groaznice în multe case. Atunci când eu merg să cumpăr decorațiuni de câteva sute de lei și mă gândesc ce vestimentație voi avea de Crăciun, într-o altă parte a orașului sau uneori chiar la câteva sute de metri de mine, cineva stă în mizerie, în fric și face foame. Sunt realități pe care poate ar trebui să le spunem mai mult. Și sigur, unii pot face mai mult, alții pot face mai puțin, dar fiecare e dator măcar cu o rugăciune și cu un gând la acest lucru. Și atunci când auzi că cineva împlinește o astfel de chestiune, o astfel de datorie, tot ceea ce poți face este să fii alături de el. Poți să confecționezi globulețe alături de noi, poți să te rogi alături de noi, poți să fii împreună cu noi, poți să ne susții oferind mai departe informația, poți să promovezi imaginea Asociației Umanitare Tadeu și a Bisericii Sfântul Dumitru, poți face foarte multe lucruri care nu necesită bani. De aceea, binele poate fi uneori foarte ieftin, dar el poate să câștige ceva foarte scump, împărăția cerurilor, care este într-adevăr mai prețios decât orice se află pe acest pământ. Vă mulțumesc tare mult! Îndemnurile dumneavoastră le punem la suflet și încercăm să luăm aminte și cu adevărat să facem binele, nu doar în această perioadă a postului Crăciunului, ci așa, zi de zi, în măsura în care putem fiecare. Da. Vă mulțumim și să vă ajute Dumnezeu să faceți în continuare binele așa cum îl faceți dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, echipei minunate de la Etno, artiștilor pe care îi invitați. Mai devreme doamna a cântat chiar despre rai. Și m-am bucurat să aud chiar și în această melodie. Iată, cât de frumoasă este dimineața, într-adevăr, dimineața însorită, dimineața cu cântec la Etno TV.
Trebuie să asculte mai mult România ce a spus, pentru că într-adevăr este ceea ce avem nevoie în țara noastră. Vă felicit și mă rog pentru binele dumneavoastră. Vă mulțumim din tot sufletul și să știți că vă așteptăm și în platoul emisiunii noastre să veniți aici și să vorbim despre rugăciune, despre post, despre orice ajunge la sufletul românului și poate să aducă un pic de transformare în mai bine. Să știți că am defectul de a nu refuza invitațiile, așa încât s-ar putea să fiu prezent acolo. Bun, gata, noi am lansat invitația, vă așteptăm cu mare drag și, Doamne ajută, să aveți parte de bine și de sărbători binecuvântate. La fel și dumneavoastră. Multă sănătate vă doresc și eu, părinte, Doamne ajută. Vă îmbrățișez foarte mult. Mulțumim tare mult părintelui Mihai Goșgar de la Biserica Sfântul Dumitru Poștă din Centrul Vechi, care, iată, organizează Globfest și anul acesta. Ionuț, uite ce frumos se leagă lucrurile în această dimineață. Sigur, sigur. Atunci când faci fapte bune, cum face părintele, și noi, artiștii, trebuie să ne implicăm mai mult, să fim responsabili și să ajutăm. Pentru că Dumnezeu ne-a dat acest dar nouă, să câștigăm poate un ban mai ușor. Nu este ușor, poate pentru cei care ne privesc. Dar e bine să ne gândim la cei care nu au ce pune pe masă și care au probleme mari de tot. Copii, săraci, bătrâni, rămași singuri, aceștia sunt semenii noștri, așa cum a spus Domnul Iisus. Și trebuie ajutați, trebuie noi să facem eforturi și practic nu este un efort să faci o faptă bună, este o virtute pentru mine. Și ținând cont că și eu am fost ajutat de multă lume, plecând din Maramureș la 16 ani și făcând atâtea studii și școli și muncind. Am fost ajutat de colegi, de profesori, de cei care m-au îndrăgit, care au îndrăgit cântecele mele și atunci trebuie să dau și eu cât pot pentru cei care au nevoie. În primul rând, cred că cei care pot cânta, noi cei care avem acest dar, acest talent, putem prin asta să contribuim. Iată, cântecul aduce alinare, dar cântecul poate atrage oameni care la rândul lor pot ajuta. Și recomand colegilor noștri să nu refuze aceste. Și în general nu sunt refuzate evenimentele caritabile. Ba chiar am fost de curând la Suceava, la un eveniment caritabil organizat de părintele Andrei Mocanu, pe care îl salut. Și, într-adevăr, și acolo s-au strâns bani pentru o cauză nobilă, pentru o fată foarte grav bolnavă de cancer. Sperăm ca binele să ajungă, să fie, cum să spun, sigur, cuantificat. Sigur, și eu vreau să le mulțumesc colegilor mei din organizație de la Sector 1, pentru că sunt atenți și oferă sprijin pentru cei care au nevoie. Cu o lună am ajutat un cămin de bătrâni de aici din București cu o sponsorizare, iar pe 18 decembrie vom avea la fel un spectacol caritabil prin care vom oferi anumite cadouri copiilor defavorizați. De asemenea, sunt alături de părintele Ivan, care administrează acest cămin de bătrâni de pe strada Occidentului și voi participa într-un spectacol-concert caritabil alături de mari soliști din București, în scopul acesta de a ajuta pe cei nevoiași, copiii sărmani, care să se bucure și ei de venirea sărbătorilor și a Sfântului Crăciun. Sigur că da, ai mare dreptate. Faptul că, iată, ai o inimă mare te face și mai îndrăgit de către noi și de către cei care ne urmăresc și ești un exemplu demn de urmat. Nu trebuie să ne lăudăm, dar trebuie să ne implicăm. Trebuie să dăm dovadă, trebuie să fim responsabili. La fel cum sunt atâtea domenii în care trebuie să te implici. Dacă stăm toți deoparte și nu punem umărul și nu venim cu o idee și nu venim cu o soluție, nu vor merge bine lucrurile. Așa e. Drept dovadă că ceea ce am spus mai înainte cu aglomerația din București. Nu s-a făcut mare lucru în ultimii 30 de ani în București. Haideți să privim lucrurile cu adevărat. Suntem o capitală europeană și noi nu avem o centură a capitalei pusă la punct, așa cum au majoritatea capitalelor țărilor din Uniunea Europeană. Suntem pe ultimul loc. De ce? Pentru că nu s-au implicat. Bani au fost, bugete au fost. Nu poate să spună nimeni că nu au avut
atâția bani pe mână cei responsabili de infrastructură. Păi pe hârtie avem, dar și când sunt alegeri atunci, se fac promisiuni peste promisiuni. Dar vezi, din păcate... De aceea trebuie căutați oameni care să ajute, să se implice, să fie serioși, să nu fie pătați, să nu aibă probleme cu trecutul, cu justiția. Dar oare e posibil? Sunt. Și îți dau un exemplu. Unul din oamenii foarte buni politici la ora actuală este domnul Sebastian Burduja. Tânăr, învățat, serios și foarte documentat în toate domeniile. Da. Noi suntem cu artiștii, nu suntem cu politicienii, ce să zic, dar vrem să avem ceea ce avem nevoie, de fapt. Să ne dea Dumnezeu oameni buni, conducători de excepție, înțelepți, care să facă ce trebuie. Eu nu ți dau, hai să cântăm. Să ne întoarcem la ce știm noi, să facem cel mai și cel mai bine, să cântăm, să aducem voie bune, să fie voie bună, să fie veselie. Bună dimineața încă o dată. Joc mai vasali, țură-i țură și țura. Cum strigașom tropoti, țură-i țură și țura. Se vase cu cetiera, țură-i țură și țura. Cam umni dragă lumea, țură-i țură și țura. Sar într-un loc, țură-i țură și țura. Și-am zânit fără de clop, țură-i țură și țura. Și de sară dacă-i mere, țură-i țură și țura. Oi zâni fără obdele, țură-i țură și țura. Am fost bat, țură-i țură și țura. Că de gutaș le-am lăsat, țură-i țură și țura. La mândruța mea la poartă, țură-i țură și țura. Să se vadă că-i luată, țură-i țură și țura. Noapte ori două, țură-i țură și țură. Și-apoi poate volați vouă, țură-i țură și țură. Că nu-mi de însurat, țură-i țură și țură. Ca la pește pe uscat, țură-i țură și țură. Una de dor, țură-i țură și țura. Faină-i viața de fecior, țură-i țură și țura. Fașe inima-ți poftește, țură-i țură și țura. Și nimeni nu-ți poruncește, țură-i țură și țura. Fașe inima-ți poftește, țură-i țură și țura. Și nimeni nu-ți poruncește, țură-i țură și țura. Oameni dragi, oameni frumoși, și o săptămână nouă a început astăzi, zi de luni. Ionuț Idău este în continuare alături de mine. Sunt foarte curioasă cum se pregătește pentru sărbătorile astea, Sfântul Andrei, 1 decembrie. Da, păi cum altfel decât prin muzică, prin cântat, pentru că eu nu o să spun numele, dar pe pagina mea de Facebook poate să afle. Telespectatorii cântă la un restaurant foarte frumos de aici din Ilfov, de la Otopeni, și acolo împreună cu taraful meu vom bucura pe cei care vor să simtă românește, să joace pe 1 decembrie, să joace, să cânte cu noi, să mănânce mâncăruri bune românești, tradiționale, să bea un par de vin, de țuică. Și pe 6 de Sfântul Nicolae o să fiu prezent într-un spectacol cu ansamblul artistic Ciocârlia. Pe 18 voi avea eu acel spectacol despre care am vorbit, de la sectorul 1. Și tot așa vor veni foarte multe, pentru că eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot să fac față.
având în vedere faptul că noi primim sărbătorile prin tradițiile noastre și prin obiceiuri, cu colinde frumoase și cu bucurie în suflet. Doamnelor și domnilor, Ionuț Sidău se pregătește să ne cânte ultima piesă de astăzi. Sunt Raluca Diaconu și până mâine dimineață vă îmbrățișez cu sufletul să aveți o zi minunată. Ionuț Sidău, îmi iau la revedere, să vă fie bine! Jucam, măi.